Sezonul porumbului fiert este întoi, iar acesta este la mare căutare. Pe lângă faptul că este gustos și sănătos, porumbul fiert poate fi și un aliat în cura de slăbire și în lupta cu kilogramele în plus. De asemenea, este sățios și oferă energie și sănătate organismului. Porumbul fiert este deliciul vedetă al verii, îl savurezi cu poftă oriunde te afla, la mare, la munte, dar și acasă. Este gustos și hrănitor, având și foarte multe beneficii asupra sănătății organismului. Specialiștii în nutriție îl consideră un adevărat medicament natural. Da, consum când și când, când e cazul, îl fierb, pun foarte puțină sare și îl mâncăm așa. Preferați uneori și copt? Și copt, dar asta numai când nu o să fac focul pentru... Nu, copt nu, mai mult fiert. Și pentru dinții noștri care sunt din când în când, e mai valabil fiert că e mai moale. Pe în perioada estivală consumați porumb? Da, cum să nu? Da, de momentan nu. Cât îl fierbeți pentru a fi suculent, moale? Păi, îl fierb, că oricum îl încercăm când se... Se vede când e fiert, că e bobul moale, că oricum încercăm. După ochi. După ochi, da, exact așa mai, pe înțelesul. După ce te-ai asigurat că ai ales cei mai proaspeți știuleții de porumb pentru fiert, poți demara procesul de preparare. Mai întâi desfaci foile și cureți bine porumbii de mătase, îi speli cu apă rece și îi așezi într-o oală încăpătoare cu pereți înalți. Clătești cu apă rece și o parte din foile de porumb pe care le așezi deasupra porumbilor din oală. Toarnă apă în recipient atât cât să fie bine acoperiți atât porumbii cât și foile de deasupra. Așează și un capac peste oală, dar nu acoperi perfect. Lasă puțin loc să se degaje vapor de apă în timpul fierberii. Și consumăm oricând, când este, avem nevoie. Da. Cum îl preparați? Cât timp îl țineți la fier? Pă, nu știu, mama, îl încercăm așa, punem puțină sare și când e fiert, atunci al ochi. Da, și de pe gust, că îl încercăm, da. Conform studentsas.md, porumbul dulce are efecte uimitoare asupra sănătății organismului, conține vitamine importante pentru buna funcționare a organismului, este un excelent antioxidant și nu îngrașă. Spre deosebire de alte legume, care în urma fierberii își pierd proprietățile, porumbul și le păstrează chiar și după fierbere. Mai mult, porumbul fiert conține și potasiu, necesar pentru buna funcționare a mușchilor inimii și a echilibra cantitatea de apă reținută de către corp. Totodată, vitamina A conținută în porumb este un antioxidant natural foarte important pentru sănătatea ta și funcționarea corectă a organismului pentru un metabolism rapid care te ajută să slăbești ușor. De asemenea, acesta luptă cu cancerul și este bun pentru vedere. Pigmentul care dă culoarea galbenă a porumbului, zeaxantina, este benefic pentru protejarea vederii. Studiile au arătat că persoanele care consumă porumb fiert în mod regulat sunt mai ferite de bolile oftalmologice. Medicii recomandă consumul de porumb fiert în special persoanelor în vârstă predispuse la cataractă.